If you really want it, you do what you've got to do, make it come to life. Asta e o masă, un coffee table, gambling coffee table, care asta e un ecran de televizor cu un computer, cu niște butoane, tot lucrăm noi la ea, care e o masă de pinball virtual, care o lucrează acum pentru locul lor de joacă. Și puteți să beți și o cafea pe măsuța asta, bineînțeles, da? Bineînțeles, orice. Și el a zis că vrea să cumpărăm una de asta. Păi 5.000 de euro. De unde să scot eu 5.000 de euro când mă s-a uitat să plătesc pensia alimentară de 3 ani? Și mai bine o faceți voi. Păi o face el. Și vă și distrați. Fă-ți, frate, fă-ți. Și aici faceți grătar, nu? Aici facem grătarul, da. Aici e... Când ieșim afară, suntem la munte, când mergem în piscină, suntem la mare. Să vedem cum arată camera mezinului. Are sabia de sepuku deasupra împăratului, ea tot puternică al Japoniei. Da? Și are tot felul, are set de ceai de japonez, dar e de 5. Da. La ei nu-i cu 6, la ei cu 5. Deci asta e camera lui, confortul lui, dressing-ului. Trofeele care le-a obținut el la not, la ski, la patinaj, nu știu ce a mai făcut ei. Sunt toate fake-uri de consolare. Prigoană ne-a arătat și camera celuilalt copil pe care îl are cu Adriana Bahmuțeanu. Sunt lucruri făcute de el. El a stat și a lucrat povestea asta. Deci pasionați de Lego de mici. Păi am fost pasionați. Acum l-a trecut pasiunea cu Lego pentru că la final nu li se pare lor că îi reprezintă povestea cu Lego. Și vor mai mult decât un simplu Lego l-a montat și ce dacă l-a montat. Știți ce? Nu văd nicio poză cu Adriana. Ba da, există. Există? Da, aici la... Haideți să vă arăt aici poza cu Adriana. A fost aici și a ascuns-o el. Eu am pus-o sus ca să nu ajungă el. Okay. A ascuns-o și am găsit-o eu pusă pe undeva și... E mama lui, trebuie să o respecte, să o iubească. Aici atelierul lui el lucrează aici, osciloscoape, tot felul, v-am explicat cu ordinea logică. Asta e colecția lui de Nintendo, asta e colecția lui de Switch. Nintendo Switch și dincolo e colecția lui altul de Nintendo. Și acum o să treacă pe robotica amândoi și el. Pentru că meseriile care există astăzi, 50% din ele vor dispărea. Trebuie să îndrumăm copiii spre meserii care vor fi, care încă nu știe lumea cum arată și cum se numesc, care vor fi peste 20 de ani. Corect, așa este. Deci ce face dânsul în momentul de față, de exemplu, nu va mai exista peste 20 de ani. Și aici e partea de gambling room al lor, unde se joacă, e locul de joacă. Impresionant este faptul că fiul cel mic știe să vorbească în limba japoneză la numai 10 ani. Dar unde ați găsit? Profesorul vine acasă sau la școală? Nu, facem online. Nu, e complicat. E fascinat de tot ce înseamnă Japonia. Creație, unde creează și fac diverse lucruri. Aici am baia, asta e baia de serviciu aici. Traforaj, una alta mai facem. Aici atelier de lucru, uite, numai șuruburi și diverse. Și traforaj, și placaje, și diverse. Și aici mai lucrăm. Okay. Da, alea da. Care-s mai cinga și aici aspiratorul aspirăm, că e complicat. Mai ales în iarnă, n-am putut ieși afară, dar lucrăm mult în... lucrăm în făișor. Astea sunt lucruri făcute de ei. Uite ce drăguț. Uite, le-au făcut ei. Da, alea sunt montate de ei. Da. Sunt montate, dar au și făcut ei. Adică de alea, de căsuțe, de nu știu ce. Adică am avut activități. În afară de stat în... televizor, am avut și alte cele. Nu stau la televizor. Foarte rar și când stăm pe Discovery... Să intrăm și în biroul lui Silviu Prigoan. Astea sunt fișele de română. Japonia, ghide japoneză. Când plecați în Japonia, domnul Prigoană? Când știe să vorbească limba japoneză, că n-am de gând să răb foame pe acolo. Radio, foame de sub acasă. Când reușește să ducă o conversație până la capăt, mergem și în China și în Japonia, altfel n-avem ce căuta acum. Și ce planuri de vacanță aveți pentru vara asta? Unde plecați? Nu știm, să vedem ce hotărăște judecătorul cu vacanța și așa mai departe, că avem un program foarte ciudat anul ăsta. În ce sens? De ieșit din țară trebuie să ieșim în funcție de valurile care vor fi. Și nu prea aș duce pe copii să țin până în carantină, pe nu știu unde, să ne prindă... Uite cum scrie. Să ai vocabularul și așa se scrie în japoneză. Bănuiesc. Și noi la fel. Aici face...
mixează. Aici e mixerul de DJ. Da. De unde l-ați luat, domnul Prigoană? E al lui băiatul care a venit să-i predea DJ-ală. Deci aveți și profesor de DJ-ală. Păi, dar eu de unde să le știu pe toate? Și atunci am un prieten, Robert, și a zis, bă, Robert, vină și explică-i.